Salutare acolo, eu sunt Florin Chivu și astăzi continui seria cu Crash Bandicoot 4. Sunt la nivelul Offbeat, un nivel lung cu un bonus level destul de greu, așa că urmăresc cu atenție ce fac eu, ca să fie bine să nu fie rău. Intrăm în bonus level cu 99 de cutii înainte de checkpoint, iar în acest bonus level va trebui să mergeți până la capăt, activăm cutia cu semne exclamări și apoi ne întoarcem. Ce face greu acest nivel este, cred că, ultimul salt. Trebuie să aveți grijă să încercați să săriți direct pe a doua cutie care vă va arunca în sus, sau dacă puteți să săriți direct peste cele două cutii fără să fiți striviți. Thank you.
Când ajungeți aici, veți găsi Hidden Gem-ul pe platforma din stânga. Eu, din păcate, l-am colectat deja și când am editat, am uitat să adaug partea aia. După aceea, aveți grijă să nu săriți direct în tun fără să colectați cele 3 cutii. Mai departe, după checkpoint, ca să fiți siguri că nu aterizați prea aproape de tun și să vă arunce, mergeți cât mai aproape de perete, spargeți cutiile, spargeți și cutia cu flacără și după putem avansa. O 149 de cutii după checkpoint, iar acum vor urma două secțiuni unde vom aluneca pe o țeavă de fier sau o șină ferată, cum vreți voi să-i spuneți. Prima parte nu este așa grea, a doua însă este mai dificilă. Asigurați-vă că vă faceți timing-ul perfect. Probabil nu o să vă iasă din prima după câteva încercări. Aici trebuie doar să vă jucați cu butonul abilității, doar faceți phasing. În a doua parte ne-a acompaniată și formația Valerica Nămol. Țineți cont că la sfârșitul cinei aveți acea cutie metalică, așa că nu uitați să dați spin acolo. Sper că v-am fost de folos, dacă da, apăsați butonul de like și scrieți-mi în comentarii de câte încercări ați avut nevoie ca să terminați nivelul.